erau logodiți și plănuiau să se căsătorească, dar totul s-a năruit în momentul în care tânăra a murit. Cu toate acestea, el nu a anulat nunta. Ce a făcut un tânăr pentru a îndeplini visul iubitei depășește orice imaginație. Povestea a doi tineri care urmau să se căsătorească a devenit virală în mediul online, asta după ce bărbatul a făcut un gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat, la scurt timp după ce logodnica lui a pierdut lupta cu cancerul. Logodnica lui a murit, dar el nu a anulat nunta. Ce a făcut un tânăr pentru a îndeplini visul iubitei depășește orice imaginație. Un bărbat din China a impresionat o lume întreagă cu gestul pe care l-a făcut în memoria iubitei sale decedate. Tânăra, diagnosticată cu cancer de sân, s-a stins înainte ca cei doi să meargă în fața altarului. Visea să se îmbrace în rochia de mireasă, iar pentru că nu a mai putut face acest lucru, iubitul ei, un tânăr de 35 de ani, și-a propus să îi îndeplinească ultima dorință. Bărbatul a invitat toți apropiații la biserică pentru a-i fi alături în momentul în care îi va citi iubitei sale jurămintele de nuntă. Astfel, bărbatul s-a căsătorit cu iubita sa decedată. Tânăra îmbrăcată în rochie de mireasă a fost înconjurată de 169 de buchete de trandafiri roz. Cei prezenți nu și-au putut stăpâni lacrimile în momentul în care tânărul a început să rostească cuvintele emoționante. Soția mea, te rog să nu-ți faci griji. Eu voi suferi toată viața, dar nu mă voi da niciodată bătut. Și-a început tânărul discursul. Tânăra a murit pe 14 octombrie la vârsta de 34 de ani, asta după ce timp de 5 ani și jumătate s-a luptat cu cancerul. În anul 2013, cei doi au început să se pregătească pentru nuntă, însă problemele de sănătate ale tinerei i-au împiedicat să meargă mai departe. Ulterior, în 2017, atunci când ea a început să se simtă mai bine, cei doi s-au gândit din nou să facă pasul cel mare, însă un an mai târziu, cancerul a recidivat și nu au mai reușit să devină soț și soție. Relatează avantaje.ro.